Sărbătorile de iarnă din acest an pot fi petrecute de sucevenii mai norocoși într-un ciubăr cu apă fierbinte. Un antreprenor din județ închiriază pentru un preț modic un astfel de ciubăr cu o capacitate de 8 persoane. Acesta a fost montat pe roți și poate ajunge imediat la doritor. Deși ideea abia a fost lansată, mulți doresc deja rezervare pentru Crăciun sau Anul Nou. De la an la an, ciuberele cu apă fierbinte sunt tot mai populare, iar la Suceava acest trend a ajuns deja la un alt nivel. Un antreprenor din localitatea Moara a decis să monteze un ciuber pe roți, pe care să-l ducă oriunde în județ și nu numai. Procedura este foarte simplă, agățăm ciuberul de către o mașină, o ducem la locația clientului, după care începem să umplem ciuberul cu apă. Ciubărul trebuie umplut până la 3 sferturi cu apă. După ce este plin cu apă, începem să facem focul în soba de aici din partea frontală a ciubărului. Ideea i-a venit după ce a achiziționat un ciubăr pentru familia sa și s-a gândit că ar putea fi și alți oameni care își doresc o zi de relaxare în apă fierbinte și întregul sistem să fie dus direct la client. Tariful este de 250 de lei plus TVA pe zi. Aici intră lemnele pentru o zi întreagă, uleiurile esențiale care se pun în apă, 8 halate pentru 8 adulți și o umbrelă mare în cazul în care plouă. Ciubărul vine și cu hidromasaj și lumini ambientale. În mare parte, cam toată lumea își dorește să facă rezervare pentru Crăciun sau pentru Anul Nou, dar și pentru mini-vacanța de 1 decembrie. Sper ca investiția pe care am făcut-o sau decizia pe care o luată în momentul de față să fie una bună și pe viitor să achiziționăm mai multe ciubere și chiar una sau două saune portabile.